Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou material. Vă doresc un sfârșit de săptămână incredibil și un weekend și mai incredibil. Guvernul român și Multivers X. Aceștia doi sunt în colaborare, într-o colaborare cel puțin interesantă. Pentru că vor lansa o platformă de tranzacționare NFT pe Multivers X. Totodată, UE aprobă legile MiCA pentru reglementarea industriei cripto. Două topicuri destul de interesante. Dar înainte să mergem ușor prin ele, ne uităm la indicele de frică și de lăcomie, care în punctul acesta este la mijloc, neutru. Este la 50, ieri l-am văzut la 52. BTC-ul își continuă corecția și o narativă interesantă pe care am expus-o în urmă cu 3-4 zile aproximativ, a vizat BTC-ul aproximativ în zona de 25.000, o zonă care devine tot mai vizibilă și tot mai probabilă. Ulterior, din nou, să înregistrăm câteva creșteri. Vreau să fiți atenți și pe SPX, pe S&P 500, pe bursa americană, pentru că și aceasta s-ar putea să sufere o corecție. Deocamdată, BTC-ul rămâne decuplat de bursa americană. S-ar putea să nu rămână așa o lungă perioadă de timp. S-a decuplat mai tare de când am avut acel run bancar în America, când băncile au început să aibă diferite deficiențe și câteva au fost în prag de colaps, unele au colapsat. BTC-ul fiind salvatorul, dacă doriți, de drept, cel care avea să salveze lichiditățile oamenilor, sau cel puțin aceasta era imagistica pe care cei mai mulți au văzut-o. Însă, aproximativ de prin ianuarie, BTC-ul s-a decuplat ușor-ușor. Însă, deocamdată rămâne o piață mică, foarte mică în comparație cu piețele de capital și pentru lucrul acesta nu consider că este momentul să ne entuziasmăm foarte tare și să credem că rămân în continuare la fel de decuplat. Ține voie de timp pentru adopție, dar adopția nu încetează să apară. Vă rog să aveți în vedere narativa de 25.000 și ulterior să vedem un bounce. Totodată s-ar putea să vedem și o dominanță a BTC-ului care o să scadă. V-am prezentat-o materialul de ieri, unde am povestit cu voi și monede pe care eu le urmăresc pentru următorul bull market. Vă încurajez să mergeți să vedeți și acel material. Haideți să ne uităm la guvernul român, care va lansa o platformă de tranzacționare NFT pe Multivers X. E bine, EGLD-ul nu are creștere exact așa cum ne așteptăm și în ciuda a multor monede alternative, EGLD-ul nu a înregistrat niște creșteri care să ne mulțumească pe cei mai mulți dintre noi. Însă asta nu înseamnă că echipa nu continuă să dezvolte. Chiar Benjamin Mincu, fondatorul Multivers X, sau cofondatorul, a arătat entuziasmul său față de proiect și a declarat că parteneriatul său cu guvernul român reprezintă o oportunitate valoroasă de a consolida poziția în domeniul proprietății digitale în spațiul blockchain. Deocamdată nu putem să ne raportăm la Multivers X ca unul dintre cele mai vizate blockchain-uri, pentru că mai sunt câteva înainte, dar cred că se îndreaptă într-acolo și are un potențial interesant. Lăsați în comentarii părerea voastră. Nu cred că o să înregistrăm la acestea creșteri exorbitante, cum nu cred că o să înregistrăm creșteri exorbitante nici pe Bitcoin. De ce? Pentru că acesta poate să fie un an al acumulării destul de interesant, în care BTC să oscileze între 20.000 și 30.000. Nici de cum nu văd un nou all-time high anul acesta. Deși observ că e mult entuziasm vis-a-vis de anul 2023, din mai multe puncte de vedere, însă asta este părerea mea, că BTC o să oscileze între 20 și 30 de mii. Mai departe,
Pentru că vorbeam de adopție, vorbeam de reglementări ale industriei criptovalutelor. Ei bine, Uniunea Europeană pe acest plan vrea să reglementeze industria cripto și prin această lege, da, MiCA, se va concentra pe transparență, pe divulgare și pe autorizarea și supravegherea tranzacțiilor. Deci o să mergem din descentralizat tot mai mult în zona centralizată. Nu credeți că guvernele la nivel macro să permită o descentralizare completă, deși cred că Bitcoin-ul o să rămână în continuare destul de decuplat și de la guverne și de la tot. Și în timp o să devină tot mai decuplat. Dar strict de Bitcoin discutăm aici. Am observat și chiar citeam că tranzacțiile care depășesc 1000 de euro din walleturile cu custodie proprie, care interacționează cu portofele gestionate de furnizorii de servicii pentru active cripto, vor fi de asemenea reglementate. Deci dacă depășiți tranzacții de 1000 de euro pe walleturile voastre, ceea ce nu este deloc mult, așteptați-vă să intrați în reglementări. Lucrul acesta vine cu plusuri și cu minusuri. Să nu uităm că în aproximativ 12 zile și 8 ore avem the next FOMC meeting, adică următoarea întâlnire a Rezervei Federale. Și ușor, ușor, piețele se pregătesc de această întâlnire, pe care cei mai mulți dintre voi cu siguranță o așteptați. De fapt, toate piețele financiare așteaptă the next FOMC meeting. Cam acestea au fost materialele de astăzi, de fapt topicurile de astăzi și materialul de astăzi. Vă doresc în continuare un weekend deosebit. Nu uitați să dați un like la acest clip, aș aprecia și ajută comunitatea aceasta. Să ne vedem cu bine la noi materiale. Aveți grijă cum tranzacționați. Și dacă vreți să intrați mai mult în pâine, vă așteptăm în școala noastră, în Greco Capital. În descrierea acestui clip găsiți detalii despre ecosistemul nostru. E o comunitate de oameni faină, în care în permanență încercăm să luăm tranzacții bune, să ne poziționăm eficient și să ne educăm. Pentru că nu promovăm principii de îmbogățire peste noapte, în schimb promovăm educația. Da, să asimilăm tot mai multe informații, să ne educăm, să tranzacționăm și să investim eficient. Mă înclin.